aduc în fiecare zi tot mai multe tragedii în România. Iar politicienii vecleni arată către cetățeni pentru consumul exagerat de droguri. De parcă e ok să te droghezi, dar să nu exagerezi. E ok să te droghezi, dar să nu te sui, să nu te urci drogat la volan. E ok să te droghezi, dar să nu te duci la școală drogat. Acesta este discursul politicienilor. Și astfel ne-au păcălit pe toți să ne uităm și să vorbim despre consumul de droguri și să uităm, să fim distrași și să nu întrebăm, de unde vin aceste droguri și cum ajung la cetățeni. Pentru că asta este adevărata problemă în România. Instituțiile publice nu protejează cetățenii așa cum le plătim să facă. Vameșii sunt corupți. Politicienii stau și veghează și garantează acest trafic de droguri, în timp ce polițiștii noștri au devenit dealeri. Pentru că de fiecare dată când o persoană este arestată pentru consumul de droguri, se pare că această persoană are niște legături bine stabilite cu politicul, cu oameni politici din România. Despre asta nu vor politicienii noștri să vorbim, despre cum ajung aceste droguri la oameni. Partidul Oamenilor Tineri spune nu testării în școli a elevilor. Spune nu testării de orice fel în școli. Școala este tărâmul copilăriei. Este locul unde un copil trebuie să se simtă îngrijit, protejat și susținut. Și în niciun caz locul unde să traumatizăm, să stigmatizăm și să terorizăm copiii pe viață. O altă temă scurt, se pare că de ieri știm că România și românii plătesc 3 miliarde de euro pe an pentru războiul din Ucraina. 8 milioane de euro în fiecare zi. Românii nu au fost niciodată întrebați dacă sunt de acord cu acest ajutor. Fermierii români sunt compensați cu doar 30 de milioane de euro, în timp ce România pierde 300 de milioane de euro pe an din tranzitul de cereale din Ucraina. E nevoie de oameni noi ca să înlocuim acești politicieni. E nevoie ca noi toți să ne implicăm, ca noi toți să susținem, să candidăm și să votăm. Doar dacă noi ne implicăm, schimbarea se produce. Mulțumesc mult!